Elena Mușuc, Ruxandra Donose și Laura Tătulescu sunt cele trei excepționale artiste care au atras publicul ca un magnet la sala radio. După ce biletele au fost epuizate încă de la sfârșitul lunii noiembrie, melomanii s-au înghesuit aseară la intrarea în sala de concert, în speranța de a găsi un loc, fie pe scări sau în picioare. Mi se pare deosebit de reușit. Sunt într-adevăr niște dive. E o bucurie pentru sfârșit de an să urmărim un astfel de spectacol. Excepțional din punctul meu de vedere. O strălucitoare, formidabile, inegalabile. Piesele frumos alese, ca de obicei Verdi este impresionant, dar nu numai Verdi. O seară deosebită, reușită. Asta seara a fost într-adevăr un cadou de Crăciun magic. Partenerii de scenă ai celor trei dive au fost Corul Academic, Orchestra Națională și David Crescenzi, un adevărat maestru al baghetei lirice. Just now, after the concert, now I have a lot of adrenaline. Acum, după concert, simt foarte multă adrenalină. Atunci când dirijez fără partitură, concentrarea este mult mai mare și simt adrenalina. Sunt foarte fericit, a fost un concert reușit. Pentru București, nu cred că este ușor să asculte într-o singură seară trei mari artiste ca Elena, Laura și Ruxandra. Elena, Laura Tătulescu and Ruxandra. Printre sutele de spectatori care au umplut aseară până la refuz sala radio, s-a aflat și soprana Alina Botez. Este un eveniment și e o mare plăcere pentru un iubitor de muzică și de operă în particular să se pregătească așa de Crăciun, pentru că e într-adevăr un concert al divelor. Două soprane și o mezzosoprană, fiecare un juvaier în felul său. Mă bucur foarte mult și mulțumesc radioului că a avut această idee. După ce Elena Mușuc, Ruxandra Donose și Laura Tătulescu au interpretat senzațional arii și duete celebre din opere, seara s-a încheiat cu La Vitlehem, colin pe care Dan Dediu l-a aranjat special pentru această gală. Orchestrele și corurile radio intră într-o scurtă vacanță și anul 2014 se arată bogat în concerte, eveniment și artiști consacrați, programați să cânte la sala radio. Sărbători fericite tuturor!